Este invazie de ploșnițe în mai multe cartiere din Iași, gândaci și urât mirositor pe care ieșenii găsesc tot mai des prin apartamente și spațiile publice au început să devină o problemă pentru întreaga comunitate. Motivul pentru care insectele sunt prezente acum în număr mai mare are legătură cu iernatul, însă medicii trag un semnal de alarmă cu privire la înțepăturile acestor insecte. Și ca prevenție asigurați-vă măcar că verificați și curățați temenic hainele uzate, obiectele personale sau mobilierul dacă ați achiziționat recent un mobilier de și păstrați dormitorul cât mai curat, cu mai puține lucruri lângă pat și încercați să vă curățați corect bagajele imediat după fiecare călătorie și spălați hainele atunci când reveniți acasă la 60 de grade timp de cel puțin 30 de minute pentru a evita o problemă care chiar dacă nu pare important din punct de vedere medical, pentru că nu s-a dovedit până acum că ar transmite bol, este extrem de supărătoare și pot produce mari neplăceri din punctul de vedere al gestiunii în astfel de situații.